primii trei au fost de la un etaj, de la o clădire cu etaj, cea mare, clădirea cea mai mare. După care a urmat o femeie de la parter. Aici, să zicem că explicația ar fi că, fiind deplasabil, toți s-au dus la masă împreună, au putut să iasă împreună în oraș și să fie în contact unul cu alții. Ceea ce este interesant și noi urmărim acum, ar fi fost logic ca amândoi din aceeași cameră, ei stau cam doi în fiecare cameră, cei doi din aceeași cameră să fie bolnavi. Ori unul este, celălalt nu este. Acum îi ținem în supraveghere pe cei care au devenit contacți și mai avem unul din aceeași curte, dar alt pavilion undeva în spate, un pavilion mai sinistru, aș spune eu așa, probabil va urma și acela să fie reparat, adus într-o stare cât de cât mai bună. Nu avem alții. Mai avem încă trei în supraveghere care, din punct de vedere al acuzelor, păreau bolnavi, dar bacterioscopic deocamdată, deci pe lamă, nu a ieșit nimic. Bacteriologic așteptăm culturile. Între timp s-a limitat accesul vizitatorilor în centru și se iau analize de la toți cei 50 de bătrâni internați acolo. Conform reprezentanților DSP Suceava, căminul de bătrâni, care este în subordinea primăriei Rădăuți, nu are autorizație sanitară de funcționare. Bătrânii sunt cazați în trei corpuri de clădire insalubre și care la acest moment sunt în plin șantier. Nou este că persoanele acestea și alții intrau într-un contact pentru cu niște cetățeni care stau într-un adăpost de noapte. Și am luat în calcul și această variantă și toți cei de acolo, cu excepția unui cetățean care nu-l găsim, că nu s-a mai prezentat la adăpostul respectiv de câteva zile, am prelevat spută de la ei. Pentru că sunt și rude unii dintre aceștia. Se vizitau cu pacienții, sunt rude, dar ei stăteau numai în adăpostul de noapte, care este gestionat de aceeași unitate, deci de centrul acesta de asistență socială. Focarul de tuberculoză a determinat Direcția de Sănătate Publică să instituie carantină. Căminul de bătrân aparține comunității evreiești din Rădăuți. Unul dintre pavilioane este în renovare datorită unei organizații neguvernamentale, însă celelalte sunt extrem de degradate, iar bătrânii, dintre care mulți stau acolo din milă, trăiesc în mizerie. Ne bucurăm că nu avem niciun personal, deci nicio persoană dintre angajați nu este bolnavă. Din punct de vedere medical ar fi fost pentru noi ușor, că am fi spus aici este sursa, dar în același timp era și o parte negativă, pentru că dacă am găsit o persoană dintre angajați bolnavi, deci un infirmier de acolo sau o bucătăreasă, nu am putea spune cu certitudine dacă este sursa sau este urmarea fenomenului, deci dacă este călăul sau este victima.